fost o explozie foarte puternică. Am auzit după aia urlete. O deflagrație de proporții s-a produs în această dimineață într-un bloc de garsoniere din Arad. În doar câteva secunde, zeci de apartamente au fost distruse, iar o tânără studentă din Tunisia a ajuns în stare critică la spitalul județean. S-a auzit o mare bubuitură, ne-am speriat cu toții, n-am știut ce s-a întâmplat, ușile îs barză. Săraca femeie, eu cred că am auzit prima dată un copil, parcă plângând, dar când am văzut că era o doamnă, am șocat. S-a auzit o explozie foarte puternică. Am auzit după aia urlete, urla o femeie, că era cam glas de femeie, și am urcat sus, era fum și ea era între scară și ușă, mai în top ușii acolo, pierdută, dezbrăcată și toată arsă. Pentru că exista riscul unei noi deflagrații și a unui incendiu de proporții, la fața locului au sosit de urgență 3 mașini de pompieri. Cauza probabilă o explozie a unei butelii urmată de incendiu. Incendiu lichidat în aproximativ 5 minute. În urma exploziei, o persoană de sex feminin în vârstă de 19 ani a suferit arsuri de gradul 2 pe aproximativ 40% din suprafața corpului. A fost preluată de echipajul de tip SMURD, acordat primul ajutor la fața locului și transportată către unitatea primirii urgențe. Garsoniera ei distrusă în proporție de 80%, iar dintre vecini aproximativ 10 uși de pe palierul etajului. Ajunsă de urgență la spital, studenta din Tunisia a intrat imediat pe masa de operație. În urma exploziei, studenta din Tunisia a ajuns în stare foarte gravă la Spitalul Județean Arad, la secția de primire urgențe, medicii fiind rezervați în privința acesteia. Starea clinică a pacientei care este victima unei explozii în spațiu închis, explozie de butelie, este gravă. Arsuri de gradul 2-3 pe suprafață, pe importantă suprafață corporală, prognosticul este rezervat. Dat fiind faptul că are o vârstă tânără, 19 ani, sperăm ca totuși în timp să nu apară foarte multe complicații și să treacă cu bine peste. Deși se impunea transportarea pacientei la Spitalul de Arj din București, acest fapt nu a fost posibil pentru că elicopterul SMURD este defect.